Au fost înjurături. Te-ai înjurat în podcast? Și eu și alții. Nu, alții, ok. Dar tu de ce? Păi m-am nervat. Dar era mai mult entuziasm, vreau să spun. Eu atunci lucram, lucram. Acum am mai dispărut din entuziasm. Au apărut cu Detinimite, piesa. Da? Da. După care au apărut cu Sunt născut în Moldova. Da. Dar dacă nu scotea Deti și era să aibă acea succes? Întrebare. Foarte mulți oameni încearcă, zici că s-au născut la București, acolo, gata, nu mai vorbesc aici, vorbesc doar așa, corect. Și te sperii cum omul se transformă în fața camerei câteodată, știi? Deci există oameni care se tem să moară grași pentru că nu o să încap în mormânt. Ei, da, eu i-am văzut pe acești oameni. Psihoterapeuții spun că nu trebuie să te consulți în toate problemele cu soțul sau soția. Pentru că el o să-ți dea un sfat inconștient în avantajul lui. Ta-da! Dar poate fi efectul invers. Cum nu se poate. Înțelegi? Și tu, în comparație cu acea femeie care și-a arătat sutienul, ești mai bună. Și capeți, în raport cu ea, tu ești mai faină ca om. A? Este? M-ai prins? Prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție Newcast pe canalul de YouTube New TV MD. Sunt personaje, sunt personalități, sunt istorii, sunt modele pe care le prezentăm în edițiile noastre, dar astăzi, absolut, exprompt, vorbim despre podcastografie sau podcasting. Podcasting, atmosferă. Tatiana Însurățelu, o cunoașteți, numele Titania. Bine ai venit! Mă bucur că m-ai invitat, bine te-am găsit. De unde vine Titania? Am mai povestit istoria asta, deși noi am construit legende în jurul Titaniei, în jurul acestui nume, dar în principiu eu locuiam la București și toată lumea îmi spunea Tania, așa foarte exotic, credeau ei că mă cheamă, deși noi, Tatiane, suntem o droaie aici. Și când vineam în Moldova, toată lumea spunea Tatiana. Și fica mea de 2 ani credea că pe mama ei o cheamă Titania. În capul ei așa au legat ea Tania și Tatiana și ea îmi spunea mie Titania. Dar de unde vine? Din ce țară? Din ce sat? De unde vine? Credeam că ne interesează de unde vine numele. Din satul Măcărești, pe malul Prutului, era un ungheni. Frumos! Acolo m-am născut. Și am făcut 11 clase, ca după care să mă duc să fac încă un an la Ungheni de liceu, ca să am bacalaureat. Eu tare am insistat să am bacalaureat. Deși pe vremea aceea îți permitea să mergi la facultate și fără bacalaureat, ca acolo să-l dai, în cadrul universității. Și eu am insistat să-l fac așa. Și atunci am mers la un liceu, Vasile Alexandriei, Ungheni, ca ulterior să vin la Academia de Arte. La Chișinău. La Chișinău, da. Și la Academia de Arte ai ales? Teatrologie. De fapt, eu tare îmi doream să fac jurnalism. Și era sora mai mare, erau probleme cu banii, ea făcea și ea studii superioare în Chișinău. Și atunci am insistat foarte tare să mă duc undeva la buget. La jurnalism nu mai erau locuri la buget. Și mi-a dat cineva ideea să mă duc la teatrologie ca să fac jurnalism cultural, critică de teatru. Și iată, am făcut jurnalism cultural. În ce perioadă era atunci? 2005 am intrat, 2009 am absolvit. Cum a fost studenția ta? Sărac, în sensul de bani, dar țin minte foarte multe perioade, săptămâni întregi, când era greu financiar. Dar cred că mulți se regăsesc. Cred și aveai un job sau nu? În anul 2, în anul 2 m-am angajat la Radio Sănătatea. Făcusem dicții cu doamna Vera Mereuță, care mi-a zis, Tania, tu ești bună. Și doamna care într-o lebuse aude Circul, următoarea stație Circul, și era atât de impunătoare. Ne punea pe jos, pe bănci, ne spunea de unde scoatem vocea ca să iasă bine. Și foarte tare m-a încurajat acea vorbă despre mine, despre vocea mea. Și m-am dus la un post de radio unde pe atunci nu erau atât de multe posturi de radio. Ulterior s-au deschis mai multe, dar inițial erau Sănătatea și Noroc. Erau concurenți și deja postul principal național. Și ulterior au ieșit și alte posturi. Apropo, pot să zic de Sănătatea că nu mai este. Nu știu dacă e voie să zic. Ideea e că în 2005 mai erau și alte posturi. Erau Kiss FM, erau Pro FM. Eu vorbeam despre... da, era în 2005. Păi da. Da, cred. Ok.
Înseamnă că, nu, eu credeam că atunci... Pur și simplu erau posturi de radio așa mai comerciale din punct de vedere a formatului muzical și erau celelalte posturi, cum ar fi noroc, sănătate și așa mai departe. Nu, că tot era comercial. Ăștia făceau mai mulți bani ca Kiss-ul. Ei sunau și costau un minut 15 lei. Și misiunea noastră era să-i ținem pe oameni cât mai mult la telefon, să dea o dedicație, deci și foarte meschin, așa. Scheme, așa. Da, scheme și meschin. Și te-a ajutat asta cumva? Da, aveam niște emoții extraordinar de mari. Eu vedeam microfonul și mi se părea că e un monstru acolo. Dar m-a ajutat, cum m-a ajutat? În sensul în care nu contează ce citești, citești ceva. Nu contează ce vrei să faci, exersează. Din punctul meu de vedere. Și atunci eu la Radio Sănătate am exersat. Și acolo nu era departament de știri, departament de emisiuni. Deci tu aveai 3 ore. Și tu ca la un, nu știu, fabrica de uzina de tractoare. Tot ce era de făcut în cele 3 ore, tu făceai. Adică știri, dedicații, emisiuni, tot ce era în grilă în cele 3 ore în care tu erai în emisii, cum ar fi. Ți-e dor de radio, nu? Și da și nu. Da, pentru că e o energie acolo și m-au și invitat la un moment dat să lucrez acum, adică nu există Titania, la un post de radio, dar mi-am dat seama că nu aș putea să dau energia într-un alt proiect atâta timp cât există Titania, pentru că se duce energia în altă parte și mai puțin rămâne la tine. Te întreb asta pentru că radio seamănă oricum cu podcasturile. Da, absolut. Și din acest punct de vedere, te întreb cum a început podcastul tău, când ți-a venit ideea, lucrând la televiziune. Nu. Nu, eu am avut o pauză din televiziune și la podcast. A fost perioada de maternitate, după care eu mă angajasem la o presă scrisă, locuiam deja în București, unde făcusem un masterat, ca să dau examenul. De asta povesteam la un moment dat, că am făcut și o speech-uri în fața la studenți și spuneam că, oameni dragi, dragi studenți, studenția este o postură foarte faină. Din postura de student, tu întotdeauna o să dai la timp, o să faci la timp ideile pe care le ai. Și ulterior ele îți devin ideile tale și să le continui. Eu o trebuit să dau examenul de masterat online pentru că a început pandemia. Și atunci am zis, nu mă mai întorc la București, că venisem între timp acasă, nu mă mai întorc acolo, că nu știu, grădiniță, iar gazdă, iar toate cheltuielile. Și atunci, uite, am lucrat în televiziune atâta timp, hai să chem o echipă și să-mi fac aici toate cele 6 episoade în care dădeam examen la storytelling, editare, scenariu și așa mai departe. Scenariu, storytelling era același. Cât de greu ți-ai găsit oamenii ca să-ți faci? Foarte ușor. Dacă ai bani, că nu era gratuit. Și țin minte că atunci dădusem un salariu întreg pentru primele două episoade. Un salariu de-a meu în presa scrisă că lucram online pentru deci, București. Podcastul tău a început acum 3 ani. Da. Și are peste 26.000 de urmăritori? Da. Și vizualizări peste 5 milioane, dacă... Da, dar asta total, da, cum ar fi. Da, cumulativ. Da. Cât de greu a fost la început și cum e acum? Cât de greu a fost la început? Nu e mare... Se spune că începuturile sunt cele mai grele. Sunt mai grele, dar era mai mult entuziasm, vreau să spun. Eu atunci lucram, lucram... Acum m-am mai dispărut din entuziasm, pentru că au venit sponsori, pentru că atunci când totul devine nu din plăcere, dar și de obligații. Și plăcere, dar tu dacă săptămâna asta nu scoți, tu trebuie să dai raport deci la parteneri. Pentru și atunci, și da și nu, acum este mai puțin entuziasm ca atunci. Este și acum entuziasm, astfel n-aș putea să continui. Pe mine mereu m-a interesat circulația asta de invitați, nu doar la podcasturi, ci în emisiuni, în reviste, dacă ți-amintești revistele astea, în VIP magazin și așa mai departe. Mereu mă întrebam, bă, ce o să fie în următorul număr? Și dădeam peste același invitat care a fost acum o lună, să spunem. Da. Cât e de greu să-i găsești? E și greu, dar eu, pentru că am în spate cei câțiva ani buni de televiziune și radio, pe asta pe mine foarte tare m-a ajutat. Adică începând de la TVR, Prime, toate posturile de radio, pot să zic, Aquarel, Național FM, eu am lucrat peste tot. Mm-hmm. Unde era de lucru, eu mă duceam să lucrez. Indiferent că era vorba de voice-over, că era vorba de reporterie. Și acolo eu cunoșteam atât de mulți oameni. De exemplu, pe Andrei Ciobanu, Ciuba, l-am cunoscut când eram la Prime, care nu era invitat
pe la televiziuni. El era un om din spate și este un om din spate și antreprenor și artist și muzician și așa. Și nimeni nu-l chemase până atunci la podcast, undeva pe o emisiune. Sau situații în care am cunoscut alți oameni, prin copilul meu duceam la tot felul de cercuri când revenisem aici în Chișinău. Și atunci am cunoscut o doamnă care se ocupă cu jocul picturii din Chișinău și am chemat-o, știi? Adică nu mă limitam doar la personalități super cunoscute care au multe vizualizări. Da, e ok să chemi oameni super cunoscuți pentru că e și win-win, cum ar fi, dar trebuie să chemăm și oameni despre care puțin oameni știu. Și de obicei e cel mai greu de găsit și cel mai greu de convins să ajungă la podcast-uri sau emisiuni în general. Eu aș vrea să scot în evidență unele exemple, din oricare domeniu ar fi ele. Că e vorba de TikTok, că e vorba de agricultură, medicină și așa mai departe. Ce fac acești oameni? Tu ai făcut destul de mult radio, TV. Da. Între timp te-ai căsătorit. Da. Ai un copil. Da. Cum le reușești pe toate? E greu. Foarte greu. Nu le reușesc pe toate, sigur nu le reușesc. Chiar în ultimul timp am apelat la ajutorul unei domnișoare care mă ajută pe partea de publicare pe Instagram, pentru că pare atât de ei cât acolo, foarte ușor. În două ori repede montez un reel și îl pun, nu. Tu la urmă te trezești peste două ori că ai pus subtitrare. Bine, acum mai sunt de la început, eu chiar n-aveam aplicațiile astea unde poți pui subtitrare automat. Dar la început eu puneam manual subtitrarea sau... Da, puneam la început câteodată subtitrare și era mai greu asta. Și până la final, ori nu se exporta cum trebuie, știi, tu cele două ori practic le-ai pierdut. Și atunci înțelegi că, nu, munca pe Instagram, pe TikTok, asta e muncă. Depinde dacă faci un live despre cum tu te distriezi afară cu vecinii, asta e altceva pe TikTok. Dar dacă tu stai și montezi, te gândești la un concept, asta e timp, asta e muncă. Dar acum în TikTok, de exemplu, popularitatea au anume acele filmulețe pe care spui, că, în care oamenii se distrează, arată o reacție. Da. Au milioane. Asta merge. Nu știu de ce. Acolo nu-i nimic, nu-i cultură acolo. Acolo e pur și simplu o reacție. Da, eu înțeleg de ce. Și pe mine mă prind lucrurile foarte ieftin făcute. Adică stă cineva și se machează. Și eu mă prind că deja am stat 20 de secunde, pentru că m-au furat. Chiar dacă aleg să intru în esență, aleg să... Eu am bifat când mi-am făcut contul de TikTok doar anumite subiecte, doar pe anumite teme. Și oricum îmi vin tot felul de prostioare. Și mă prind că rămân la ele și mă uit la dânsele, da. Radio și TV, voiceover, reporterie, ce a fost mai interesant pentru tine? Voiceover, la început, atât de tare îmi plăcea, dar... Când am înțeles că sunt doar un papagal care nu decid deloc ce citesc și la un moment dat erau chestii de citit cu care nu neapărat eram... Nu știu dacă neapărat de acord, dar în fine. Eu am înțeles că eu n-am nicio putere de decizie la voiceover. Tu ești un papagal care citește un text făcut de altcineva. Și m-am plătit repede după asta. Păi eu sunt omul din spate. Oricine din televiziune. Da, eu sunt omul din spate, mie îmi place și acum să montez și voiceover-ul, eu singur mi-l editam. Și pot să par mai deștept când singur îți editez lucrarea, știi? Adică îți stai respirațiile, greșelile și rămâne doar cicea. Știi? Și asta e fain, că tu poți să-ți lucrezi produsul așa încât să iasă frumos. Ești căsătorită? Sunt căsătorită. Prima dragoste sau nu? Nu, nu e prima dragoste. Am avut tot felul de relații anterioare. Eu m-am căsătorit destul de târziu și a fost o relație foarte lejeră și ușurică la început. Practic eram prieteni, ca ulterior să ne transformăm într-un soi de prieteni mai apropiați, ca ulterior să înțelegem că ne place să trăim împreună. Deși petreceam, de exemplu, 2-3 zile împreună și după care fiecare la casa lui, știi? Și am înțeles că traiul împreună nouă ne place. Și iată, încet, încet am ajuns să avem un copil împreună, dar bine, ne mutasem deja, stabilisem că locuim într-o casă, după 2-3 ani, după ce lucrasem, locuiam într-o singură casă, în aceeași casă, s-a născut și fiica noastră, Emanuela. E din același, să-ți trăiască, e din același domeniu, soțul?
Da, este producător muzical, mă ajută cu sunetul, mă ajută cu montajul câteodată când obosesc, mă ajută cu multicamera, mă ajută. Lucrăm împreună. În principiu și proiectul când a fost pornit, jingle-ul ăsta, Tania, el a făcut, pentru că fiind inginer de sunet și tot ce înseamnă producere, partea asta de muzică, foarte rapid a făcut acel teaser. Țin minte că mi l-a făcut jingle. Mi l-a făcut de ziua mea de naștere. Și ca ulterior, peste un an abia să nască proiectul. Dar jingle-ul era făcut cu un an înainte să nască proiectul. Ești fericită acum? Eu da. Eu pot spune că sunt fericită. Probleme nu ai avut până acum mari. Adică vrei drame. Să spun de divorțuri? Nu, divorțuri da. Cred că nu ai avut. Nu, n-am avut. Eu mi-am pierdut tatăl acum mulți ani. Eu aveam 19 ani, acum am 37. Deci vorbesc destul de... ușor deja despre asta. Cândva era suficient două cuvinte să-mi amintesc că țâșneau lacrimile. Știi, a fost tare dureros. El a plecat din viață absolut subit. O seară în urmă ne-am distrat și ne-am jucat și am avut discuții interesante. Ca într-o noapte să aibă un infarct în timpul somnului și a fost... Deci maică-mea i-a spus, hai, trezește că trebuie ceva să facem. Eu știu, avea un program. Și el era rece, efectiv deja a murit. Și asta a fost drama și tragedia vieții mele, care, cred eu, m-au făcut să mă maturizez, iată, la vârsta aceea, de 19 ani. Anul 2 la facultate. Acum, de când ești în mediul online, să spun, pe platforma de YouTube, cum ți se pare că s-a schimbat media în Moldova? Mass media. Ea o sărăcit foarte tare. Din punctul meu de vedere, o sărăcit. Noi am avut atâtea posturi de televiziune, atâtea posturi de radio care au dispărut, dar în același timp o sărăcit din considerentul că a apărut online-ul. Și atunci, eu, de exemplu, nu mă uit la televizor. Deloc. Eu da. Tot ce privesc, aleg. Privesc online, ori pe site-uri. Eu nu am televiziune. Am televizor, dar n-am televiziune. Și eu cred că sunt foarte mulți ca mine din generația mea și mai mici, mai puțin aleg să uite la televizor. Dar sunt și cei care se uită. Da, da. Și eu nu cred că o să dispară, că este este cumva mitul ăsta că noi o să dispară. Hai să ne uităm la țări foarte dezvoltate în sensul ăsta, America, de exemplu, da? Să o luăm pe cea mai din sus, de unde ne inspirăm cu toții. Ei sunt cu mulți ani înaintea noastră, dar televiziunea rezistă. Și în forță. O să te întreb și am întrebat și pe alți, hai să spunem așa, creatori de conținut, câți bani îți poate aduce activitatea pe YouTube și rețelele de socializare? Foarte tare depinde de, sau depinde de partenerii pe care ți-ai ales, de numărul de vizualizări pe care dacă le nu ai. Vorbim de parteneri. Dacă nu vorbim de parteneri? Da. Adică din YouTube? Da. Efectiv din YouTube? Monetizarea asta de pe YouTube? Nu știu, vreți cifre să vă dau câți bani? Nu, adică mult eu pot puțin. Să vă spun și cifre. Am trecut de 1000 de euro atunci când a fost Emilian Crețu. Eu am zis, wow, câți bani poți câștiga. 1000 de euro pe lună. De ce? Nu cum o lună, cam o lună și jumate. Și pe YouTube mi-a intrat, dar pentru că într-un timp extrem de scurt s-au adunat extrem de mulți oameni care au rămas pe canal mai multe ore. Deci nu-i doar despre vizualizări, dar e despre orele petrecute pe canalul tău. Mm-hmm. Cam asta e logica monetizării. Nu doar că am eu 25.000 de vizualizări da, și atât. Dar poate să fie doar un click pe ele și atât. Sau 10 secunde, sau câteva secunde, să zicem, stat în minut. Și asta se consideră vizualizare, se pune în calcul. Dar dacă omul stă o oră și primește toate cele reclame date... El, mai ales din diasporă, că acolo e și mai scump toate vizualizările. Deci se poate trăi sau nu? Nu, pentru că e foarte puțini bani care vin. Adică 1000 de euro pe lună, dacă aș avea 1000 de euro pe lună de pe YouTube, nu am 1000 de euro. Adică am mult mai puțin, dar ca monetizare, da? Dar dacă aș avea doar acești bani, podcastul n-ar exista. Pentru că tu trebuie să plătești spațiu, oameni care îi filmează, dacă nu filmează, atunci oameni care, nu știu, îți cumperi luminele, le închiriezi, asta e multă. Asta ai avut cazuri când nu s-a întâmplat un podcast din cauza invitatului? Din cauza invitatului? Unu. Ce s-a întâmplat? Nu,
considerat că rezonez cu ce a spus. A, deci l-ai înregistrat, l-am înregistrat, dar nu l-ai pus. Dar nu l-am pus. Nu am rezonat și am considerat că subiectul, mai ales că nu era persoană publică, am considerat că subiectul discutat poate fi discutat cu cineva mai serios, pentru că am fost atunci foarte așa mândră și am zis nu. Acest subiect trebuie discutat cel puțin cu un ministru, știi? Mm-hmm. Dacă așa. Și atunci nu a ieșit. N-a ieșit. Și dar nu spun cu cine. Nu, și nu e o problemă că nu a ieșit. Păi, da, cui trebuie să-i spun? Eu singurul director. Adică nu trebuie să explic cuiva, știți, domn director, îmi pare rău. Eu singur decid și asta e super fain, să decizi tu singur când tu lucrezi, când și ce iese și ce vorbești și oamenii pe care îi alegi. Ce te inspiră, dacă mai ai timp și pentru asta? Așa, ce mă inspiră? Pentru că sunt zile în care nu ai inspirație. Sunt zile în care ai multă inspirație, în care vrei să tragi, sunt zile care noroase, nu mai vrei să lucrezi. Eu pot să spun ce nu mă inspiră. Ce nu mă inspiră diminețile în care sunt anxioasă. Eu am căpătat o frică în diminețile în care am alarmă. Adică să mă trezească. Pentru că am căpătat-o atunci când murise tata, deci atâția ani și creierul meu nu a scăpat de frica de a auzi un zgomot sau un sunet dimineața care îmi dă o veste proastă cu murit tata, că eu eram la Chișinău când s-a întâmplat. Și până acum am un soi de frică când dimineața mă trezesc cu alarmă. Dar n-ai cum altfel să te trezești. Eu trebuie să mă trezesc cu alarmă. Și aceeași frică atunci când te apelează cineva dimineața, dacă nu ai alarmă. Foarte dimineață, da. Dacă foarte dimineață și eu dorm și, de exemplu, e sâmbătă și eu încă dorm pentru că nu mi-am pus o alarmă și cineva mă sună, eu încă am... Și nu e o frică foarte vizibilă. Nici măcar eu nu o înțeleg foarte bine. Eu doar sunt un pic agitată în ziua aceea și am un soi de anxietate și încep să sun familia, da, sora, cealaltă soră, fratele, mama, tot e bine, tot e bine. Și apoi mă prind că, de fapt, eu am o îngrijorare și, iată, în ziua aceea eu cu siguranță nu sunt inspirată, pentru că tu cauți să-ți rezolvi problema pe interior, nici măcar nu înțelegi de ce îmbli brambura și îmbli așa cumva agitat. Și dacă conștientizez că tot e bine, pur și simplu te-ai speriat, cumva am dialog așa cu Taniușa, care s-a speriat cândva și acum în continuare să mai sperie de anumite subiecte, de anumite situații. Ai mai descoperit ceva în această nouă postură ta, nouă, de câțiva ani? Ceva care nu ai mai întâlnit nici la radio, nici la televiziune, ceva nou. Despre mine sau despre... Nu, despre activitatea ta de podcasting, să spun așa. Am descoperit faptul că oamenii sunt foarte încordați atunci când sunt în fața unui microfon sau în fața unei camere, pentru că îi întâmpin afară și ei sunt foarte lejeri. Nu toți, dar mulți. Și este vorba probabil atât de camere și, în general, frica de a vorbi în public. E o frică cunoscută în toată lumea, dar la noi se mai adaugă faptul ăsta că noi nu vorbim corect, cultural, românește. Și foarte mulți oameni încearcă, zici că s-au născut la București, acolo, gata, nu mai vorbesc aici, vorbesc doar așa, corect. Și te sperii cum omul se transformă în fața camerei câteodată, știi? Și eu fac asta, nu judec nimeni. Și eu, uite, vezi, am vorbit doar corect la tine azi. Dar eu nu vorbesc așa. Și noi nu vorbim așa. Noi, vorbește cum vorbești tu. Noi, ok, e ok. Nu mă transform foarte tare. Okay. Hai să te mai descoperim pe alt fațeta. Ce privești, ce citești, ce-ți place, ce nu-ți place? Ce nu-mi place. Dar nu mult la știri. Te trage mai mult la ce nu-ți place decât la ce ce-ți place. Nu știu. Deci, nu-mi place să mă uit la știri. Așa. Mai ales din astea negative. Încerc rapid așa să văd titlul, să văd dacă pot ceva cu ceva. Poate să fac un story în care să se afle despre asta sau... De exemplu, tot felul de violuri și chestii strășnișii, eu sunt foarte empatică de felul meu și atunci, efectiv, tremur carnea pe mine când aflu ceva sau văd ceva foarte emoționant. De asta nu fac asta. Dacă eu pot să schimb ceva într-o situație în care s-a întâmplat ceva, da, mă mai gândesc, aflu, discut, dar dacă nu, prefer să ignor subiectul.
așa, ce îmi place să mă uit. Eu consum podcast înainte mai mult. Consum tot felul de conținut. Podcast. Nu podcast, emisiuni. Eu m-am uitat toată viața mea, de când mă știu, când eram la Ungheni, la Măcărește, la Andy Moisescu și acum la Dor și atunci la Apropo TV, când făcea emisiunile cele. Nu știu dacă le mai face la televizor. Că acum deja mă uit la podcasturile lui. Andy Moisescu, nu știu cum se numește podcastul. Podcastul lui Andy Moisescu. Așa. Da. Și îl ador felul lui de fi. Da. Eu cred că e un om care își păstrează o naturalețe și la, peste tot e același cumva. Și are și profunzimile lui și are și un simț al umorului foarte finuț. Și încerc să copiez anumite chestii. Când eram mică, mă uitam la Andreea Marin. O adoram, efectiv. Soțul meu spune că eu de multe ori chiar fac anumite mișcări așa de acolo. Dar eu am vrut să fiu Andreea Marin. Pe mine Andreea Marin, Andreea Marin și alte prezentatoare de la TVR. Și a să povestesc o chestie, că eu am făcut tot felul de analiză de ce am vrut eu să fiu pe sticlă în viața mea. De ce am vrut să fiu cablată? Cuvântul ăsta cablată, eu mă tăchiam când îl auzeam. Să fii cablată, asta e wow! Stăteam toți pe un divan și ne uitam la televizor și la un moment dat a apărut o prezentatoare și era, țin minte foarte bine ce eram, prin clasa a 6-a sau a 5-a. A apărut o maimuță acolo și domnul care adusese maimuța în platou a invitat-o pe prezentatoare să vină să o mângâie. Și a zis, ce nu pot să ies, că-s cablată. Și tata, care pentru mine era și este o autoritate, au zis, tu ți închipui, e cablată asta, e treabă serioasă, nu aș s-o așeza la masă și prezint știrile. Și pe mine atât de tare m-a impresionat, e cablată, fie că eu cablată să fiu. Înțelegi? Și în sensul ăsta eu mi-am dorit să fac televiziune. În primul an de facultate, când vedeam un reporter pe stradă, mi se părea că acolo e wow, cum e să vezi un reporter cu o cameră pe stradă? Tu ai avut repere în viață. Da. Mă amintesc de un caz când încercam să induc un reper unei colege care trebuia să prezinte și spuneam, vezi ceva ce îți place ca să văd acea flacără care... Și nu găsea. Asta e ok, asta e ok, asta e ok. Mi se pare să nu ai un reper în viață, e dezastru. Să ai reper, dar să rămâi și tu acolo, undeva unde tu te manifesti, să te manifesti având în cap un reper, dar păstrându-te și pe tine. Păi. Și ca să te păstrezi pe tine, trebuie să te întrebi cum ești tu. Ești așa sau nu ești așa? Pentru că dacă joci un rol foarte diferit de tine, mai obosești de dânsul sau uiți că joci un rol. Și dacă eu aș fi extrem de dreaptă la tine și la un moment dat, evident că o să mă doară spatele, stau atât de dreaptă, știi? Nu stau atât de dreaptă în mod normal. Cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tag Heuer Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lenjerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, jeans, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tag Heuer Family, universul stilului pentru întreaga familie. Cât de des vorbești cu tine? Toată ziua. Atunci când am timp. Ce spui? Vorbesc, analizez, dar de ce am făcut? Caut sincerități până la os. De ce am fost așa? De ce am răspuns așa? De ce am vrut să impresionez? De ce am vrut să impresionez? De ce m-am temut de domnul acela pe care l-am întâlnit la școală, la fiică mea și am tupit în fața lui? El e un tată unui copil, de la școală, de la copilul tău. Și eu am proiectat imaginea unui domn cu dânsul, nu trebuie de vorbit așa oricum. Și atunci eu singură acasă stau și analizez, de ce eu așa m-am bâlbâit cu el, n-am fost adecvată, n-am fost coerentă, de ce am tupit efectiv, iartă-mă de cuvântul ăsta, da? Efectiv, nu-mi venea cuvântul să vorbesc, pentru că, și stau după asta și analizez, de ce? De ce m-am speriat, de ce mă tem? Și acolo unde nu este adevăr, este frică. Eu așa cred.
Și dacă este, dacă tu te prezinți altfel, evident că o declanșat frică în mine. Faptul că eu m-am prezentat altfel, eu am vrut să par așa precum credeam eu că m-ar fi plăcut el. Deci, da, frica asta o să treacă până la urmă. Mai trece, mai vine, depinde de oameni, de zile. Care e cea mai mare fricată? Eu cu ele lucrez. Ele erau foarte mari, în special din cauza traumei căpătate în urma morții lui tata. Era frică că mai pierd pe cineva. Dar asta ține de trecut. Dar dacă vorbesc despre viitor? Frica mea. Mă temeam să nu mor. Frică de moarte. Dar asta vine iarăși din când s-a născut Emma. Aveam impresia că doar eu pot să am grijă de dânsa, doar eu pot să țin controlul. Și tu știi, pe mine podcast foarte tare m-a ajutat de anumite frici. Atunci când vorbești cu Ana Danilescu, care a trecut de cancer și îți povestește că lucru cu sine e foarte important în scăparea de frici, știi? Și atunci ea spunea, nu ușai să mor și toată lumea să meargă înainte. Ok, 2-3 zile să mai suferi cineva, poate un an, dar cu siguranță să treacă peste asta. Nu, hai să mori și... Și cumva exercițiul ăsta de a da din umeri în sensul în care... Nu, și... Ok, eu sunt târzi la tine la emisiune. Îmi place să nu întârzi, dar am târzi cu 10 minute. Sau orice e ceva care e foarte tare. N-ai plătit creditul. Și acolo e instituții care să aștepte, o să-ți dea o penalizare. Și ce poți să se întâmple? Nu, iată, te duci până în cele mai grele scenarii. Și asta la podcast am văzut. Am înțeles cu invitații mei când discutau despre asta. Unul vorbea despre frica de moarte, altul, și apropo, există frici foarte strașnici în viața asta. Deci există oameni care se tem să moară grași pentru că nu o să încap în mormânt, în sicriu. Ei, da, eu i-am văzut pe acești oameni. Pe unul. Dar afară de aceste frici mari, ai vreo anxietate? Anxietăți. De genul, mi-am uitat telefonul, vai, fără el... Da, am asta. Eu sunt în generația stricată de TikTok și Instagram. În mereu este FOMO sau cum se numește sindromul ăsta. Numerofobie, nu știu ceva. De... Când tu ai impresia că missing out sau ești imediat, tu doar stai. Tu doar mai tai? Sper. Hai, dar nu tăia. Frica că rămân în afară atât ce se întâmplă online, da? Frica de a nu fi la curent cu ceea da, ce se întâmplă. Da, cumva, da. Da, dar nu e atât de gravă la mine. Eu pot să rămân fără telefon și fac zile întregi detox de telefon. Și lumea mă întreabă, de ce nu postez? Uite, tu ar trebui să postezi acum un story. Uite, într-un loc fain ești, fă o poză. De ce apare chestia asta cu ar trebui să postezi? De ce? Adică ai mulți urmăritori? Nu vine asta din necesitatea de a posta un conținut de calitate decât de a posta un conținut care ești obligat să-l postezi din cauza unui sponsor, de exemplu. Pentru că între timp a apărut un domeniu nou în țară sau în lume și încet, încet apar strategii, legislații, piată, pe partea de online, poate încet, încet o să apară și legislația necesară, că încă nu-i, dar strategiile au apărut. Au apărut strategii care funcționează. Vreau să spun că ele funcționează. Atunci când vine un om care știe cum lucrează Instagram-ul, până nu ne-a arătat cineva că poți deblochezi mesajele, cererile de mesaje pe Instagram. La mine erau blocate, că așa era făcut Instagram. Nu știam eu că poți să le deblochez. Și acolo îți vin cereri de mesaje pe care tu poți să le accepți. Eu nu știam asta la începuturi. Dar sunt oameni care toate lucrurile astea foarte minuțioase le cunosc. Și atunci există ore la care se publică și ar avea mai mult succes. Și eu am început să cred în asta, pentru că eu am văzut rezultat. Da, eu asta înțeleg din punct de vedere când ai să promovezi ceva. Dar sunt persoane care pur și simplu aruncă conținut la care nu mă aștept. Aici e ce ai vrut să-mi arăți prin asta. Care nu e sponsorizat, nu e... De ce apare necesitatea asta de a concura cu cei care îți dau conținut? Pentru că eu atunci când vin pe Instagram, eu sunt client. Da, eu nu sunt vânzător, deocamdată, sunt client. Okay. Și văd lucruri care nu mă interesează, nu acelea care vin din toate... Adică ne-am făcut unghiile, de exemplu, da? Da, fac da, un da, story, da, ne-am da. Făcut unghiile. De ce crede persoana respectivă că asta e interesant pentru toți? Poate fi interesant. Pentru că eu am văzut asta la, hai să spunem așa, la Smiley, la
Te duci în România, nu vrei să dai de-a noștri, să nu superi oamenii pe tine. De-a noștri, dar nici nu prea știu de-a noștri prea mulți. De-a noștri sunt toți, hai să spunem așa. Că la un moment dat totul e bine, am fost acolo în vacanță, nu știu ce, la un moment dat, pac, un vas, o floare, un nu știu ce. What? De ce? Ai ca să fie acolo? A rămas un urmă, ești mai demodat. Da, cred că da. Nu, mă întreb de ce ar trebui să fie. Se cere, pentru că oamenii au niște responsabilități de la 8 la 6, majoritatea. Ei au de făcut rapoarte, da, foarte mult de lucru. Și ei seara vin, vor să vadă o mâță sau vor să vadă o unghie sau cum și-a făcut Katy Black unghiile. Știu, uiți. Nu neapărat că asta vrei să vezi, dar asta găsești. Și nu te dezamăgești. Există doar un anumit eu asta număr înțeleg de oameni cu responsabilitate. Eu nu înțeleg asta, care nu au aceste responsabilități și merg pe acest trend. Dar tu știi, când eu mi-am postat că mi-am făcut unghiile roșii, după asta, mai mulți oameni au venit în story. Dar când am postat că am fost la festivalul de literatură, nici 500 de oameni nu s-au adunat în storiile celea. Nu m-am gândit că e posibil din atâtea mii de oameni să vin doar 500 în storiile despre festivalul de literatură. Pentru că nu ne interesează. Și dacă vrei să ai vizualizări, faci monolog despre cum s-a înșelat și dacă vrei să nu ai vizualizări, o chem pe Mihaela Noroc și vorbesc despre fotografie și despre lucruri esențiale. Și vrei să ai vizualizări? Asta nu înseamnă că omul care face aceste monologuri nu poate intra în esență. El a găsit structura emisiunii care aduce vizualizări, asta este business deja. Eu știu că este business, dar în momentul în care ne lăsăm conduși de rețelele de socializare, fiind cu sponsor, fără sponsor, nu contează. La un moment dat, parcă ne scapă de sub control și parcă ele ne controlează pe noi. Eu nu cred că pe tine te-ar controla. Pe mine nu, dar eu sunt minoritate. Dar mă uit după numărul de like-uri care le au alții. Nu știu dacă ai văzut filmul ăsta Don't Look Up. Da. Parcă duce la o îndobitocire a populației. Da, dar cine are să trezească, să trezește, Dorin. Da, tu știi? Eu știu. Eu m-am prins la ideea. Oamenii își dau seama. Și apropo, o chestie de la Ala Donțu, pe care o salut, mi-a zis așa: dacă tu ai foarte multe vizualizări ca fată influenceriță pe Instagram, făcând o chestie, nu știu, arătându-ți sutienul nou cumpărat, asta nu înseamnă că noi toți cei care ne-am uitat la tine te admirăm. Dar poate fi efectul invers, cum nu se poate. Înțelegi? Și tu, în comparație cu acea femeie care și-a arătat sutienul, ești mai bună. Și capeți, în raport cu ea, tu ești mai faină ca om. A? Este? M-ai prins? Da. Ala ne-a zis asta, da, și am fost, da, de acord cu dânsa. Și mie mi-a zis asta, da. Aici, la podcast. Nu știu, dacă poți sau offline, nu mai țin minte. Ideea e că e o chestie discutabilă asta cu rețelele de socializare, pentru că și ele sunt în schimbare, mai ales după BLM, dacă știi cum s-a întâmplat în Statele Unite, când au început să apară motoare de analiză. A avut probleme și Zuckerberg cu asta, a fost chemat în Senat de vreo două ori. Când, din cauza Facebook-ului, s-au făcut omoruri în Myanmar, de exemplu. El nu a putut controla chestia asta. Și se întreabă dacă vor fi fenomene, de exemplu, un prost. Hai să mergem să facem... 1,000, 2,000, 3,000. O chestie necontrolată. Crezi că ar trebui să apară și aici instrumente de control? Adică, dacă bagă cineva opinie, să nu acumuleze, cum ai zis tu, la Festivalul de Literatură 500, iar la nu știu ce, dar dacă nu sunt ghii, dacă e o revoluție, de exemplu, sau altceva. Nu crezi că ar trebui să fie reglementată chestia asta? Păi n-am spus eu mai devreme că este necesar. Au apărut strategii de funcționare a tuturor conturilor astea, dar este necesară, da, o legislație. Și spun eu, care mai folosesc tot felul de replici tăioase în podcast. Cuvinte... Ce cuvânt? Chiar. Au fost înjurături. Te-ai înjurat în podcast? Și eu și alții. Nu, alții, ok. Dar tu de ce? Păi m-am nervat. Glumesc. Și ai tăiat? Nu, am lăsat. Și a mers? Da. Deci, ca să-ți explic, am vorbit cu Ana Tkachenko, a fost la tine, a fost, da, și la mine, da, la podcast. Noi am vorbit despre poezie, despre studii la București, despre teatru. Și la un moment dat am întrebat-o: la tine îți folosesc cuvinte indecente, vrei să le tai. Dacă femeile ne spurcă-te, anume așa am spus, anume așa am spus.
Deci bucățica aceea au adus câteva 10.000 de oameni. Și pe TikTok o acumulat mai mult de 1.000.000. Eu pe TikTok n-am 1.000.000 la niciunul decât la acela. Da, prostian. Deci, și acum, stai că după asta am scos și altceva. Și iată, odată cu prostia, a venit și la altceva mai interesant. Prostie ca locomotivă. Da, cumva. Ca o rampă de lansare. Ce filme sau seriale privești? Dacă mai de trecut la alt subiect. Da. Am impresia că n-am spus tot și am fost integrat. O să revenim. Greșit interpretat anumite chestii, dar ok. Nu, eu am înțeles. Locomotivul a fost prostia, dar prostia poate să ducă la ceva bun. Cum păi uite-te, de exemplu, Carla Dreams. A apărut cu Detinita Mătii, piesa. Da? Da. După care a apărut cu Sunt născut în Moldova. Da. Și ideile propovăduite în toate piesele sunt super faine. Dar dacă nu scotea Dete și era să aibă acea succes? Întrebare. Poate, dar mai greu. Despre asta am vorbit. Dar nu susțin. Eu am copil la școală și nu mi-ar plăcea să fii cunoscut ca fica uneia care pe internet vorbește urât, știi? Apropo, cum ar răspunde fica ta la întrebarea de ce muncește mama ta? Face filmări, este giugiulistă, spunea pe la 3 ani că este jurnalistă, giugiulistă îmi spunea. De vreo 2 ori mi-a zis, nu foarte des. Face filmări și lucrează la studio, are niște termeni copiați, filmări, studio, platou, cameră de filmat la microfon. Deja copiază, plus că eu o iau pe la filmări și ea vede tot ce se întâmplă. Dacă tot n-am ajuns încă la seriale, te întreb câți prieteni ai? Iar chiar ieri am avut o discuție despre prietenia și ce înseamnă prietenia. Nu știu, n-am. Dacă prietenia înseamnă pentru mai mulți oameni ceea ce cred eu atunci, sau... Ce să definim. Tu? Ce crezi tu? Eu cred că prietenia este o relație de egalitate în care nu există responsabilități decât cele pe care tu singur, din bună voință, ți le impui și nu există condiționări. Și dacă am să vin cu o frică că o să mă judici și n-am să-ți povestesc, că, de exemplu, vreau să-ți povestesc o intimitate, dar sunt sigură că o să judeci undeva, n-am să ți-o spun, o să apară frica, deci apare frica, deci nu este prietenie. Este pseudoprietenie, este amicisie. Prietenie din interes, care totuși poate fi prietenie. Și atunci, da, am prieteni cu care pot să discut o dată în lună și nu au pretenții la mine că nu-i sun niciodată sau eu n-am pretenții la ei dacă nu mă sună și hop, m-a sunat într-o zi că vreau să mai stai un pic de vorbă sau sper că ești bine. Am prieteni, dar ei sunt foarte puțini. Pot să-i număr pe degetele la o singură mână. Ai genul ăsta de prieteni care nu comunici mult timp, iar la un moment dat de parcă ieri am vorbit, da? Da. Și tot de parcă ieri, trebuie să plec. Pac. Da, și nu și nu te judecă că trebuie să pleci. Sau nu te judecă că, uite, trebuia să te vedezi la ora 12 cu ea și la fără 5 o suni și zici că nu am chef. Efectiv, nu minți. Nu minți că știi, eu venit nu știu cine la mine, schimbă canalizarea și nu pot veni. Este deja de vârstă. Dar spun, eu n-am chef, mă simt așa, am nevoie de singurătate. Și ea, te înțelegi? El te înțelege, e cel prieten, nu contează că e el sau ea, și se duce mai departe și faci treaba. Și poate să înțeleagă asta, fără să mint, să gândesc o minciună gravă. Da, dacă te sun eu, fiind prietenul tău, la 2 noaptea, și spun, am o pană de cauciuc. O să vin să te ajut. O să spui că n-am chef. Nu, în cazul dat e despre niște responsabilități care singur ți le asumi. Dacă tu nu-l ajuți pe el în situația asta, e doar sentimentul meu. Eu cum o să mă simt că nu m-am ajutat? Nu-i ce o să zică el că eu nu l-am ajutat, dar cum o să mă simt eu că nu l-am ajutat? E despre mine să-mi asum. Și atunci, spuneam mai devreme, responsabilitățile pe care tu le ai față de acel prieten care ți-i prieten adevărat, ele trebuie să fie asumate de tine. Nu responsabilități că ce o să zică el și acel interes, da, eu
Mă duc să-i rezolv pana, dar mâine și el o să sta și o să fac ceva pentru mine, știi? Dar știi că sunt mulți din ăștia. Absolut, și tot noi judic, pentru că noi toți așa suntem. Pentru că... Da. Eu prietenesc cu oameni pe interes. Da, prietenesc cu oameni pe interes. Dar cel puțin e sincer și o spui. Da, îi spun, da. Eu prietenii, eu amiciții, dar da, chiar și interesul cultural e un soi de interes, pentru că dacă, să zicem, tu ești un om de 50 de ani care are adita mai palmares de cunoștință și așa, și eu umblu după tine, te vreau prietenul meu, dar tu trebuie să ai și tu un interes ca să fii prieten cu mine. Și atunci interesul tău poate fi simplu fapt că eu îți acord atenție la cei 50-60 de ani ai tăi, nu mai primești atât atenție, de exemplu. Dar poate tu de asta n-ai nevoie la 50 de ani, de a primi toată validarea posibilă. Și atunci, interes există în prietenii. Există interes, psihoterapeuții spun că nu trebuie să te consulți în toate problemele cu soțul sau soția. Pentru că el o să-ți dea un sfat inconștient în avantajul lui. Ta-da! Și ne-a plăcut asta. De asta tu la psiholog și cere întrebarea. Să ceri un sfat. Nu toate la soț sau soție. Bun, ești critic de spectacol, să spunem așa. Critic de teatru, da, teatru în formă, un spectacol, licenței, e o formă, spectacol putem numi și un film. Ok. De ce? Întreb, ce privești în această, dacă vorbim despre această materie? Așa de mult am lipsit în sensul ăsta, de mult n-am stat la un serial, deși eu am văzut Chiki. Chiki, ai văzut? Rusesc, serial. Rusesc. Da, eu nu e despre război, trebuie să gândesc dacă nu de asta, pentru că despre... în ultimii timp... E un film rusesc pro-european. Da. Știi? Dar ideea e că cei pe care am întrebat la Newcast despre seriale și film, nimeni n-a putut să-mi dea un exemplu care e acum pe limbă. Eu m-am uitat la Lie to Me așa. Mult timp. Eu m-am uitat la Dr. House. M-am uitat la Dr. House. Vezi, eu sunt mai bătrân, mă uitam la Dr. Quinn. Ok. Dar câți ani? 43. Nu mai știu câți acolo. Ok, da, ești mai bătrân un pic ca mine. Eu tot sunt bătrână, dar sunt mai bătrân. Pentru că eu sunt un cinefil, eu am fost în perioada în care nu erau prea multe filme, în care erau filme indiene, la cinematograf, la clubul din sat sau cinematograful ăsta underground din Chișinău, și îți dădea dozat orice film de categoria inferioară din Statele Unite era la noi, wow! Nu știu dacă știi. Noi îl avem pe Bruce Willis, Bruce Lee, pe toți ăștia, ne cred că mai bune filme decât cu Schwarzenegger și cu Stallone nu, dar erau. Nu, ne dădeau. Mă rog, ce era. Și ne-am creat din asta niște modele, ne-am creat niște repere cum ar trebui să fim. Da. Și de asta și te-am întrebat, dacă te inspiră cumva cinematografia, dacă te inspiră ceva din vizual. Din vizual. Mă inspiră scenariul făcut de Mariana Starciuc la Carbon. Vorbesc de autohton film, da? Wow, ce scenariu! Gândește-te că a făcut un scenariu cu lucruri amuzante, mână în mână cu istoria și mână în mână cu atitudinile oamenilor față de unul de altul din sat. Adică Mariana Starciuc, joc spălărie, a fost și profesoara mea la Academia de Arte. Ea a predat istoria teatrului românesc. Mi-a predat. Și iată, acest scenariu m-a inspirat. Dar că mă inspiră un joc actoricesc, evident, că sunt legendarii care îi cunoaștem toți. Eu m-am uitat de 3 ori la asta Fight Club, m-am uitat de tot 3 ori la Lucy, dacă cred că ai văzut, da? Da. Adică eu sunt omul care pot să mă uit de 3 ori la un film sau poate 5 ori. Și să-l vezi diferit în fiecare dată? Diferit, dar pentru că mă uit cu ochii altcuiva. E așa un exercițiu, gen cum mai ales când te îndrăgostești, da? Și vezi un film, tu ești gata să te mai uiți încă o dată și încă de 2 ori la el, pentru că vrei să-l prezinți partenerului, da? Și atunci tu te uiți deja cu ochii lui, cu ceea ce crezi tu despre el, ceea ce știi tu despre el, cu experiența cumva a lui, te uiți la el. Și atunci atragi atenția la alte replici decât acelea la care ai fi atras atenția când te uiți tu cu ochii tăi, prima dată. Cumva așa e un joc. Și îmi place să citesc
carte, și apoi să mă uit la film, deși nu fac asta des. Dar am citit Cuibul de Cuci, da? Și am văzut filmul cu ăsta, actorul de la Cuibul de Cuci, sau cum Zborul deasupra. Zborul, da, Zbor deasupra, Zbor deasupra unui cuib de cuci. A, îmi scap pe mine, actorul ăla. Da. Celebru. Ha, ce Dar știi de ce îmi place să mă uit mai întâi să... Asta e un joc din facultate luat, să vezi, să citești mai întâi cartea și apoi să te uiți la un film, să vezi cum este văzut din regizor și cum este interpretat, pentru că nu tot pot fi pus într-un film, dintr-o carte, așa. Noi la Academie au trebuit să citim foarte multe piese de teatru, începând de la Hamlet, da, tot Shakespeare-ul și a noștri piese de teatru de ale noastre sau românești. Și trebuia să vedem, ca să ne ducem să facem o recenzie la un spectacol, trebuia să vezi, să citești piesa și apoi să vezi un spectacol. Era super fain dacă tu mai vedeai încă un spectacol, încă o reprezentare. De exemplu, să vezi Hamlet la noi pus sau Romeo și Julieta, poți să vezi în mai multe reprezentări, știi? Și atunci să faci comparații și atât. Treaba asta vine și am dus un film. Dar nu fac asta des, că asta e mi-e greu. Să citești o carte și apoi să uiți la un film, da? Repede mă uit la film și ai scăpat. Cum te odihnești, relaxezi, îți încarci bateriile? Pe unde călătorești dacă faci acest lucru? Cât de des? Oh, 3 ani de zile n-am avut vacanță după ce am început podcastul. Nu am putut să mă mobilizez, să mă duc undeva. Toată lumea, în jurul meu erau oameni care spuneau du-te într-o vacanță, ai nevoie, scazi în bot, cumva așa se exprimau. N-am făcut-o ca anul ăsta să mă duc în România, nu departe, dar am vizitat Clujul, Sibiu, Transfăgărășanu, Iașu și am venit acasă. Bine, și am trecut și pe la mare vreo câteva zile, deci am avut o săptămână și aproape 10 zile pe drumuri cu cortul. Ne-am mai oprit și la un hotel într-o noapte când nu era ok să te cazezi cu cortul. Ne cazam doar în zonele astea de siguranță, adică zone special amenajate pentru cort. Nu poți să te cazezi oriunde. Și atunci, deci cu mașina? Da, în rest cu mașina. Ai vreo țară preferată în care vrea să mergi? Vreau să văd Olanda și vreau să văd Spania, n-am văzut niciodată. Bă, eu sunt fix din anecdotul cel, ai fost în Franța, nu, dar mai vrut. Eu foarte puțin am călătorit. Eu am văzut doar Danemarca și asta pe plan de lucru, pentru că eram ofițer de presă la un partid cândva, dar de mult, 22 de ani. Și m-au trimis la o conferință în Danemarca. Tot la o conferință a fost în Turcia, eu la mare în Turcia n-am fost niciodată. Deși oamenii toți povestesc. Și în Grecia am fost tot pentru lucru. Asta e deja România, că am și locuit acolo câțiva ani. Asta e tot ce am vizitat eu. Eu nu sunt blată. Da, tare. Simți că ar fi un lucru pe care vrea să-l faci nou, dincolo de ce faci acum? Da. Mi-ar plăcea foarte mult să fac niște mici documentare, foarte scurte, pentru că, ținând cont de generațiile astea stricate, așa cum am spus eu, de TikTok, Instagram, când tu vrei ceva foarte scurt, repede, vrei să dai mai departe, skip. Și ținând cont de aceste lucruri, cumva să încerci să-i ții mai mult pe oameni, nu 3 minute, dar vreo 10 minute, cum ar fi. Și mi-ar plăcea să fac astfel de documentare în care să vorbesc despre subiecte. Vrei să povestesc? Da. Subiecte de genul cum putem fi manipulați printr-un video în care este extras, și asta m-a inspirat, am văzut pe TikTok un video în care eu pentru că eu montez, eu am văzut cum s-a scos din context și a făcut un video în care a blamat o persoană foarte tare și persoana aceea pur și simplu habar n-are că video cu el din alte emisiuni au fost extrase și puse una în alta, scoase asta din context. Asta s-a întâmplat recent cu Kamala Harris la o reuniune în care s-a scos pur și simplu. Da, și aș vrea să fac asta în contextul în care mie îmi place să montez și aș vrea să fac screen să fac rec la screen și să cumva, nu știu, încă n-am, dar asta e prima dată verbalizez cu tine, îți spun și poate eu chiar mă apuc de lucru. De obicei, dacă diferențele. Spui. Da, să le arăt oamenilor cum asta se întâmplă, când tu scoți din context, cum asta noi putem fi influențați de
reels-urile astea pe Instagram, care ele pot fi făcute. Dar imaginează-ți că ele pot fi făcute acum de cineva, dar, sau de o armată, cum fac rușii, de exemplu. Dar ar putea fi făcute de asistentul tău de inteligență artificială. Astăzi da. Faci Titania cu ăla. Și în locul tău apare și vorbește și întrebări. Și dar încă nu e atât de dezvoltat ca să încă nu, fie dar imaginează credibil. Unde merge asta. Da, merge, pentru că în 2005 eu aveam un Nokia 3030 care nici nu suna, că era stricată, nu mă băzâie tare. Și în 10 ani deja avem smartphone respectiv, dar având în vedere dezvoltarea așa exponențială a tot ce înseamnă inteligență și tot ce înseamnă în general tehnologie, atunci în vreo câțiva ani, foarte ușor, noi vreau să ne trezim cu podcasturi făcute de AI. În care... Ministerul Afacerilor Externe a Ucrainei, purtătorul de cuvânt al Ministerului, este o femeie AI, de culoare. Și nu e de ieri de azi. Iar da. Toată lumea se uită de parcă așa trebuie să fie. Și apropo, acum sunt conturi de Instagram create, nu de AI, în principiu sunt create de oameni, dar este acolo un personaj creat de AI. Și este un personaj care face reclamă la tot felul de chestii și contul câștigă bani. Da? Eu chiar urmăresc câteva, două, trei pe care eu chiar le urmăresc. Deci o cheamă, să zicem, Jamie. Jamie este o fată care vorbește, este un robot, dar vorbește destul de haios, așa. Și dacă, de exemplu, vrea orice, da, apă sau Newcastle, vrea să facă publicitate la ea, ea gândește un scenariu. Ea gândește. Tot AI-ul gândește. Deci un cont al unui robot. Nu te sperie asta? Nu. Parcă nu mă sperie. Am impresia că, deși am văzut atâtea videouri în care se numește, este un video pe YouTube, dar a может быть мы проиграли, se numește. Dar e posibil că noi am pierdut deja. Că cumva era explicația asta, dacă te interesează să-ți povestesc, gen, foarte scurt, gen, un AI, un robot care este făcut să construiască pahare. Și el are o comandă. La un moment dat îi se termină materia primă și el se duce și intră în casă și îți ia sticla și folosește mai departe. Omoară oamenii, distruge casa, dar el, inconștient, face un rău ca să-și facă meseria. Na, acolo explica foarte metaforic și drăguț. Da, nu se mai duce el și distruge casa, dar cumva... Da. Dacă o să vrei, eu să-ți dau link-ul să-l vezi, e minunat. Și asta un pic te sperie. Dar nu știu ce să spun. Și da, și nu. Am impresia că oricum o să apară la nivel legislativ ceva. Așa cum a fost interzis clonarea, ar trebui să interzică și anumite chestii care ne fac rău. Acum, cum facem delimitarea asta între ce ne face bine și ce ne face rău, încă noi nu putem să o facem. AI-ul se alimentează din ceea ce este deja. Da. Din tot ce este deja. În America a început să funcționeze legislația privind arhivarea datelor, așa încât pentru folosirea AI-ului să fie plătiți cei a căror imagine este folosită pentru a asocia ceva. Deci cam se pornește treaba spre asta. Tot din business. Bine. Îți mulțumesc mult. Cu mare drag. Abia am deschis așa o portiță. Dar te mai aștept să vorbim și despre alte subiecte. Cu mare drag. Titania. Mersi mult. Prieteni, o altă ediție vă așteaptă pe newtv.md săptămâna viitoare, ca de obicei, la Newcast. Pe curând.